Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la știri. Guvernul Ciucă a asistat pasiv la bătaia de joc din facturile românilor. Așa zisa, compensarea anunțată de executiv s-a dovedit apă de ploaie. Ministrul Energiei Virgil Popescu dă vina pe furnizor pentru facturile mari. Popescu i-a rugat pe aceștia să emită facturi corect. Plafonarea și compensarea facturilor în această iarnă nu au rezolvat deloc criza prețurilor la energie. Mulți clienți au fost nevoiți să plătească sume uriașe, deși ar fi trebuit să primească ajutorul de la stat. În tot acest timp, guvernul Ciucă a asistat impasibil la bătaia de joc la care au fost supuși milioane de români. Virgil Popescu, cel care s-a ocupat de domeniul energiei în ultimele trei guverne, s-a rezumat la judecăți morale la adresa furnizorilor care au emis facturi mari. Furnizorii au greșit. Și au greșit pentru că au emis facturi către oameni, unii dintre ei, să zicem, fără compensare, fără plafonare. Un mare furnizor, nu să nu-i dau numele în emisiune la dumneavoastră, până astăzi a dat drumul la facturi fără să aplice legea. În urma controlului declanșat de către Autoritatea de Protecție a Consumatorului, solicitat de mine săptămâna trecută pentru a verifica la absolut toți furnizorii de energie electrică și gaze naturale dacă aplică legea. Abia în urma acestui control care a pornit și avansează, au început să emite facturi. Virgil Popescu nu are nicio soluție concretă însă, doar o rugăminte pentru furnizori să nu mai umple facturile. În caz contrar, ministrul energiei îi va dojeni din nou așa cum a făcut și până acum. Trebuie să înceapă să-și facă treaba dacă n-au făcut-o până acum. Și în statul acesta există mai multe organe de control. Există Protecția Consumatorului, care acționa foarte repede. Există Autoritatea de Reglementare în Energie, care ar trebui și ea să demareze un control. Există Consiliul Concurenței pentru lucruri mai mari, dacă sunt înțelegeri de tip cartel. Și evident există și antifrauda, care și ea este în ANAF-ului, care și ea este într-un control tematic pe absolut pe toată energia. Și așteptăm să vedem rezultat. Eu cred că absolut toate instituțiile statului trebuie să lucreze mână-mână, împreună și cu noi, cu Ministerul Energiei, cu Guvernul, în așa fel încât să se pună odată ordine în această piața energiei, în această facturare. Virgil Popescu a declarat că îi bănuiește pe furnizori că și-au bătut joc intenționat de români. Ministrul s-a întrebat retoric și de ce este așa greu să emiți facturi corecte. Criza prețurilor la energie va fi discutată astăzi în ședința Biroului Politic Național al PNL. Liberalii vor să vadă cum pot veni în sprijinul majorității consumatorilor casnici care nu vor avea facturi compensate. De altfel, Guvernul României a analizat într-o ședință informală strategia energetică națională și instrumentele de finanțare în domeniul energiei până în 2030. Colega mea, Gabriela Mihai, a urmărit subiectul și vine cu toate datele. Bună ziua, Gabi! Am găsit la ora 15, începe ședința Biroului Politic Național din cadrul Partidului Național Liberal, o ședință la care ministrul energiei Virgil Popescu ar trebui să vină cu soluții referitoare la ceea ce se întâmplă acum pe piață, în contextul în care vedem că sunt emise de către furnizorii de energie electrică facturi foarte mari pentru oameni, facturi care nu au fost compensate sau plafonate exact așa cum spune legea adoptată în Parlament, o lege susținută de altfel chiar de ministrul energiei Virgil Popescu. Și vom vedea dacă va reuși să vină cu soluții în privința acestei probleme, având în vedere faptul că tot ministrul energiei Virgil Popescu susține că furnizorii de energie electrică până acum au facturat greșit. Nu se știe dacă acest lucru a fost făcut în mod intenționat, însă în facturile emise pentru consumatori nu se regăsesc compensările sau plafonarea prețurilor exact așa cum ar fi trebuit să se întâmple în urma adoptării acelei legi în Parlament. Prin urmare, am văzut că încă de săptămâna trecută ministrul energiei Virgil Popescu a făcut o sesizare la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Această instituție trebuie să facă verificări la furnizorii de energie pentru a vedea cu exactitate ce s-a întâmplat. În replică, furnizorii de energie susțin că nu au avut timp să își updateze sistemul informatic astfel încât să vină cu aceste prețuri mai mici, plafonate și compensate pe facturile emise. Pe de altă parte, în continuare vorbim despre foarte mulți români care plătesc facturi extrem de mari la energia electrică.
politică, iar acest lucru îi deranjează inclusiv pe socialdemocrați, pentru că liderul socialdemocrat Marcel Ciolacu a anunțat că la următoarea ședință a coaliției de guvernare, care ar putea avea loc la finalul acestei săptămâni, va veni cu mai multe propuneri, astfel încât legea adoptată în Parlament privind plafonarea și compensarea facturilor la energie să fie modificată, iar ulterior românii să poată beneficia de aceste reduceri făcute la facturile de la energie. Mulțumesc, Gabriela. Valul 5 a izbucnit și în țara noastră. Peste 8800 de infectări au fost raportate azi, cele mai multe de anul acesta. Autoritățile au raportat și 43 de decese în ultimele 24 de ore. E oarecum așteptat să avem o creștere substanțială a numărului de cazuri, pentru că varianta Omicron se transmite cu mult mai mare rapiditate, în contextul în care survine și după perioada sărbătorilor, când oamenii au socializat. În doar 24 de ore, numărul infectărilor s-a dublat, iar acesta este doar începutul. Specialiștii estimează în această săptămână peste 10.000 de cazuri zilnice. Acest lucru ar putea duce la o nouă criză a paturilor în spitale. Totuși, până acum, Omicron s-a dovedit mai blând decât celelalte tulpini. Dacă acceptăm faptul că Omicron determină forme mai blânde de boală comparativ cu varianta Delta, așa cum se întâmplă în vestul Europei, ne așteptăm ca o creștere a numărului de cazuri și ulterior a imunității după trecerea prin boală să realizeze acel prag de imunitate colectivă care e posibil să scoată lumea din faza acută a pandemiei și să trecem într-o nouă fază, aceea de epidemie. Valul 5, care abia începe în România, a creat deja probleme majore în restul lumii. Acele țări, într-adevăr, au un număr foarte mare de persoane diagnosticate cu COVID-19, însă ratele de spitalizare și de admisie în terapie intensivă au scăzut, ceea ce ne arată că vaccinarea poate transforma Omicron într-o simplă viroză respiratorie. Incidența în capitală s-a triplat în doar 5 zile. În acest moment, rata este așadar 2,97 la mie, un nivel care nu a mai fost atins de la finalul lui noiembrie. Ceva mai gravă este situația pe care ne-o amintim din 22 octombrie, 16,56 de cazuri la mie de locuitori. Irina Codreanu ne explică ce înseamnă această creștere. Te ascultăm, Irina. Bun găsit! Rata de incidență din București a crescut pentru a 13-a zi consecutiv și a ajuns la o valoare de 2,97 la mia de locuitori. Așadar, capitala este la un pas de a intra în scenariul roșu, adică de a atinge pragul de 3 la mia de locuitori. Incidența din capitală a crescut zilnic, începând cu data de 30 decembrie 2021, așadar de la o rată de 0,63 cât a fost înregistrată pe 31 decembrie, adică înaintea Revelionului, a ajuns astăzi, 11 ianuarie, la 2,97, așa cum vă spuneam și mai devreme, așadar o rată de aproape 5 ori mai mare decât cea înregistrată înaintea Revelionului. De la pragul de 3 la mie intră în vigoare criteriul ratei de vaccinare în rândul profesorilor și al angajaților din unitățile de învățământ pentru cursurile cu prezență fizică, iar dacă rata este sub 60%, copiii de grădiniță vor sta acasă, iar elevii vor face cursuri online. Reamintim că în urmă cu câteva zile, cu două zile mai exact, ministrul Sănătății Alexandru Rafila a afirmat despre certificatul verde că dacă ar fi aprobat acum săptămâna aceasta și dacă ar fi acordată o perioadă de 3 sau 4 săptămâni pentru implementarea acestuia, probabil țara noastră s-ar afla deja în zona de descreștere a numărului de cazuri de COVID-19. Deocamdată reamintesc că capitala se află încă în zona galbenă, la un pas de a intra în scenariul roșu, având o incidență de 2,97 de cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ziua precedentă, când au fost înregistrate multe cazuri și o rată de incidență de 2,57 la mia de locuitori. Mulțumesc, Irina. Pfizer anunță vaccinul special pentru varianta Omicron. Serul ar urma să fie gata în martie. Directorul companiei a transmis că noul vaccin oferă o protecție mult mai bună în fața noii tulpini și că a început deja producția dozelor. This vaccine will be ready in March. I don't know if we will need it. I don't know if and how will be used.
But we'll be ready. Chiar dacă reprezentanții companiei Pfizer au precizat inițial că vaccinurile deja existente pe piață ar putea oferi protecție și împotriva variantei Omicron, aceștia au decis totuși să pună bazele unui ser adaptat acestei mutații. Directorul Pfizer a mai adăugat că vaccinul va oferi o protecție mult mai bună împotriva infectărilor, chiar dacă persoanele vaccinate cu actualele seruri și care au administrat toate cele trei doze pot scăpa de grija spitalizărilor și a formelor severe. Potrivit studiului realizat de Agenția de Siguranță Sanitară din Marea Britanie, vaccinurile Pfizer și Moderna au eficiență de 10% în fața tulpinii Omicron la 20 de săptămâni de la administrarea dozei a doua. În cazul administrării tuturor celor trei doze, oamenii pot beneficia de o protecție de 75% în fața infecției simptomatice cu Omicron. Și alte companii farmaceutice au anunțat că lucrează la un booster împotriva Omicron. Reprezentanții Moderna au transmis că vaccinul adaptat tulpinii africane va fi disponibil în toamnă și va intra în scurt timp în procedura de testare clinică. Guvernele multor state iau în calcul vaccinarea regulată a populației, deși Pfizer nu a oferit un răspuns clar în legătură cu necesitatea unei a patra doze. Chiar și așa, Israelul își imunizează deja cetățenii cu doza a patra în cazul celor cu vârsta de peste 60 de ani și cu un sistem imunitar slăbit. Descoperire cu implicații majore din partea cercetătorilor britanici. Celulele T provocate de răceli comune pot proteja contra COVID-19. Autorii studiului susțin că proteinele interne ale virusului SARS-CoV-2, care sunt vizate de celulele T, ar putea reprezenta o țintă alternativă pentru producătorii de vaccinuri. Stăm de vorbă despre acest subiect cu Ștefan Dascălu, cercetător la Oxford. Domnule doctor, bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Destul de tehnice aceste explicații. Spuneți-ne, pe înțelesul tuturor, ce înseamnă aceste celule T, ce legătură au ele cu răcelile comune și cum ne-ar putea ajuta în lupta contra COVID-19? Înainte de toate, trebuie precizat faptul că o parte din răcelile comune sunt cauzate de coronavirusuri. Coronavirusuri adaptate la oameni cu care ne întâlnim, da, periodic, în fiecare sezon rece, ele circulă în populația umană și nu, în general, nu cauzează o simptomatologie severă. Bun, aici intervine această cross-reactivitate, cum este supranumită, și anume porțiuni, pentru că sunt înrudite aceste virusuri, sunt tot coronavirusuri, porțiuni din ele pot fi recunoscute de către sistemul nostru imunitar și pot reacționa celulele noastre, acele celule T care sunt implicate pe lângă celulele B care produc anticorpi, intervin și aceste celule T care recunosc celulele infectate din organismul nostru și ajută la eliminarea virusului. O parte din noi are prezintă această cross-reactivitate și anume putem identifica organismul nostru fiind expus la răcelile comune cauzate de alte tipuri de coronavirusuri, poate recunoaște și identifica chiar SARS-CoV-2-ul în aceste versiuni și practic imunitatea noastră reușește să elimine mult mai eficient infecția. Este totuși ceva la care ne așteptam și, într-adevăr, nu foarte mulți oameni prezintă, iată, datele arată acest lucru absolut clar, pentru că dacă am avea o protecție generală, nu am mai avea aceste probleme cu SARS-CoV-2-ul. În schimb, o parte din oameni, într-adevăr, prezintă această protecție oferită prin expunerea repetată la virusurile gripale, da? La aceste coronavirusuri care circulă la noi în populație. Este oarecum încurajator pentru, în primul rând, pentru că descoperim acum, într-adevăr, importanța acestei imunități celulare pe baza celulelor T, care de altfel este stimulată și prin vaccinare. Vaccinurile actuale care sunt aprobate la noi, toate produc și o imunitate celulară, deci stimulează aceste celule T care sunt absolut esențiale în eliminarea infecției. Da. Domnule doctor, cum putem verifica stadiul în care celulele T pe care le avem noi ar putea funcționa eficient împotriva COVID-19? Sunt analize de laborator care ne-ar putea ajuta în sensul acesta? Sunt analize de laborator, într-adevăr, dar nu se pune problema în acest context de a face aceste analize, pentru că ele nu măsoară neapărat cross
reactivitatea. Într-adevăr, pot depista o oarecare protecție, dar atenție, nici aceste analize nu pot demonstra dacă pacientul în cauză, în urma infecției cu SARS-CoV-2, ar fi complet protejat. Din contră, există cazuri în care chiar și în prezența unor astfel de celule, pacientul poate dezvolta forme severe. Singurul lucru și cel mai încurajator de altfel din toată această poveste este că abordările viitoare, inclusiv pentru tratamente, dar și pentru vaccinuri, pot pune accent mai mult pe această ramură celulară, care de altfel cunoaștem că este extrem de importantă, după cum spuneam, în protecția în general împotriva virusului. O ultimă întrebare, domnule doctor, și vreau să vă rog să-mi dați un răspuns scurt. Vorbiți, cu alte cuvinte, despre beneficiile pe care imunitatea noastră le-ar avea de pe urma interacției cu coronavirusurile, cu microorganismele pe care le întâlnim în atmosferă. Se vorbește, pe de altă parte, despre faptul că masca, distanțarea ar putea deveni nu o soluție de moment, ci un mod de viață. Cum s-ar reflecta asta în statusul imunității noastre pe termen lung? Este importantă, după cum spuneam, expunerea aceasta periodică. Noi nu suntem încă la nivelul în care să ne ferim complet de lumea microbiană din jurul nostru. Din contră, expunerile repetate, da, la diversi agenți microbieni duc la stimularea răspunsului nostru imunitar și ne dezvoltă practic o protecție și un statut al sănătății bun, deci bazal, la nivel bazal. În acest context, evident, să nu se interpreteze acest lucru drept ideea că trebuie să fim expuși cu toții la virus pentru a dobândi rezistență, pentru că vedem câte cazuri severe există în populație în momentul de față la expunerea cu SARS-CoV-2. În schimb, diferența aceasta între o persoană care are o expunere anterioară, și aici intervine și vaccinul, o persoană care a dobândit o imunitate post-vaccinală în cazul acesta, are practic mimează aceeași expunere naturală la virus. Deci practic rezistența aceasta o dobândim fără a ne supune riscului bolii. Ori acesta este de fapt principiul fundamental al vaccinării și decât să ne bazăm pe riscul acesta de a ne infecta și Doamne ferește să facem simptomatologie severă, ne putem baza pe vaccinuri să facă această treabă pentru noi fără a ne expune la aceste riscuri. Da. Cercetător la Oxford, medicul Ștefan Dascălu, a fost mulțumit foarte mult pentru explicații. Mergem mai departe. Alroslatina este aproape de închidere. Cea mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală și Europa de Est va reduce cu 60% din capacitatea de producție din cauza prețurilor foarte mari la energie electrică. Una dintre cele mai mari fabrici din țară a început să-și închidă producția. Este vorba despre oprirea definitivă a halei de electroliză cu numărul 9 a companiei Alroslatina. Iată, de aici încolo urmează să se oprească aceste cuve până la mașina de acolo, urmând ca până vineri să se închidă. Astfel, până vineri, o hală întreagă va fi închisă, iar până la începutul lunii februarie, 60% din capacitatea de producție va fi oprită. Totodată, capacitatea de producție va scădea de la 200.000 de tone de aluminiu electrolitic la 80.000 de tone. Asta înseamnă că jumătate din cei 3.000 de angajați ai uzinei o să-și piardă locurile de muncă, însă conducerea uzinei susține că dacă se va găsi energie, muncitorii se vor întoarce la muncă, altfel pot fi trimiși în șomaj tehnic. Până atunci, angajații uzinei amenință că vor continua să protesteze, mai mult au de gând să meargă și la București pentru a-și striga nemulțumirile. Reprezentanții Alroslatina susțin că pentru redeschiderea halei va fi nevoie de sume uriașe de bani. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu și-a cerut scuze pentru faptul că în școli nu au mai fost distribuite teste pentru depistarea infecției cu coronavirus. Câmpeanu a susținut că testele trebuie să ajungă cât mai rapid în unitățile de învățământ. Până atunci însă au fost împărțite peste 1.000.000 de măști. Mi-am cerut public scuze în numele celorlalte autorități care nu au reușit să finalizeze achiziția. Am înțeles argumentele corect prezentate. Fiind partea guvernului, am considerat necesar să-mi cer scuze, apreciind totodată responsabilitatea celor care, neavând la dispoziție teste puse la dispoziție de către stat,
în interesul stării de sănătate a propriilor copii, precum și al comunităților școlare în care intră acești copii, având și posibilitatea, vor face teste până când vom reuși să aprovizionăm școlile cu teste, pentru că va trebui să reușim cât mai rapid să facem acest lucru. Ministrul Educației a dat și o veste bună. Am distribuit 1 milion de măști în școli, iar pe de altă parte am primit garanția că această aprovizionare cu măști de protecție în școli va fi asigurată ritmic. Reamintim că în plină ascensiune al celui de-al cincilea val pandemic, autoritățile au fost prinse din nou pe picior greșit. Școlile nu au mai avut teste pentru elevi la întoarcerea din vacanță, asta în condițiile în care copiii ar trebui testați din nou de câte 2 ori pe săptămână. Jumătate dintre profesori și părinți sunt de acord cu interzicerea folosirii măștilor textile la școală, doar dacă se vor asigura măști medicale gratuite, arată un sondaj efectuat de Fundația World Vision în prima săptămână a lui ianuarie în mediul rural. Deși peste 50% dintre părinți cred că școlile nu ar trebui închise, intenția de imunizare în mediul rural rămâne scăzută. 70% dintre părinți refuză să-și vaccineze copiii. Maria Nedela ne aduce cifrele. Bun găsit! 59% dintre părinți și 65% dintre profesori cred că școlile trebuie să rămână deschise în valul 5 al pandemiei. Cu toate acestea, intenția de vaccinare în mediul rural rămâne în continuare mică. Mai exact, 70% dintre părinți nu și-au vaccinat copiii mai mari de 12 ani, 20% se mai gândesc și doar 10% au răspuns că au deja copiii vaccinați. Statistica nu este îmbucurătoare nici în ceea ce privește vaccinarea copiilor cu vârste între 5 și 11 ani, atunci când acest lucru ar fi posibil. 70% dintre părinți spun că nu și-ar vaccina copiii. O altă problemă o reprezintă măștile pentru copii. Tot mai mulți părinți au declarat că nu pot să-și permită să cumpere măști pentru copiii lor. Mai mult de o treime dintre părinții din mediul rural chestionați au spus că școala nu asigură deloc măști și sunt nevoiți să le cumpere din propriile buzunare. Aproape jumătate dintre părinți au spus că scot lunar din buzunare aproximativ 50 de lei. Alte 12% au spus că îi costă și mai mult deoarece unii dintre ei au mai mulți copii. 9% dintre părinții chestionați spun că alocă în jur de 10-20 de lei pe lună, chiar dacă au mai mulți copii, pentru că nu își pot permite să cumpere zilnic măști, motiv pentru care le utilizează mai multe zile la rând. În ceea ce privește testarea copiilor acasă, peste 70% dintre părinți, cea mai dificilă parte a fost recoltarea probelor. Pentru 18% a fost dificil să înțeleagă cum se face testul, iar pentru aproape 15% a fost dificil să facă testele în aceeași zi pentru mai mulți copii. Klaus Iohannis anunță că își axează eforturile pe protecția mediului. După programul România Educată, care nu s-a concretizat până acum, președintele a lansat acum în dezbatere publică un raport privind educația în cazul schimbărilor climatice. Raportul a fost elaborat de un grup de specialiști din cadrul administrației prezidențiale. Educația, protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice reprezintă teme prioritare pentru mandatul meu de președinte. Sunt domenii esențiale asupra cărora decidenții politici încă se apleacă prea puțin. Și tocmai de aceea am organizat la nivelul administrației prezidențiale grupuri de lucru, grupuri de reflecție care să producă o serie de propuneri concrete. Un astfel de demers a fost cel finalizat prin elaborarea proiectului România Educată, care prin sumele record obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență capătă în sfârșit și alocare financiară pentru a putea fi pus în practică. În continuarea proiectului România Educată, am decis ca pe parcursul anului 2021, la nivelul administrației prezidențiale, să funcționeze și un grup de lucru pe tema educației privind schimbările climatice și mediul. Raportul lansat astăzi semnalează o serie de probleme, dar prezintă și soluții, atât pentru a alărgi accesul la educația privind protecția mediului și combaterea efectelor climatice, cât și pentru fundamentarea unei infrastructuri școlare verzi. Ceea ce ne dorim însă, mai mult decât orice, este să deschidem drumul spre o schimbare de mentalitate.
Vremea dă din nou mersul trenurilor peste cap. Traficul feroviar a fost întrerupt în zona Filiaș-Dolj din cauza unor căderi de copaci pe liniile ferate. Vă spunem mai multe în câteva clip. Din nou la știri, vremea dă peste cap mersul trenurilor. Traficul feroviar a fost întrerupt în zona Filiaș-Dolj din cauza unor căderi de copaci pe liniile ferate. 5 trenuri de călători au rămas blocate. Oamenii au așteptat mai bine de 2 ore până când pomii au fost îndepărtați. Călătoria cu trenul a fost un adevărat coșmar pentru sute de pasageri. Vremea rea a pus la pământ mai mulți copaci. Unul a căzut chiar pe o șină ferată. Trenuri de călători au rămas blocate după întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică a liniei de tensiune. Călătorii au fost nevoiți să aștepte între 90 și 250 de minute. Acest lucru a stârnit controverse în rândul acestora. Pentru deblocarea circulației s-au folosit locomotive diesel până la cea mai apropiată gară, apoi s-au montat locomotive electrice. Pasagerii din trenul care a circulat pe ruta Timișoara București Nord au rămas blocați în Strehaia, unde au așteptat mai bine de 3 ore să se rezolve problemele. 3 ore. Cât de greu v-a fost? Foarte greu. Am fost la spital la Timișoara, am avut 2 copii mici, i-am luat cu mine, am plătit taxiul 1500 vechi, 1,5 milioane vechi, am plătit să-i duc acasă, operați. E ceva de ne... A venit cineva la dumneavoastră să vă spună de ce stați? A venit și l-a spus că s-a rupt niște fire. Nu doar cei din tren au avut de suferit, planurile le-au fost date peste cap și celor care voiau să plece. O femeie a așteptat 4 ore în gara din Filiaș pentru a se urca în garnitura cu care voia să ajungă în capitală. E 4 ore. Cumplit. Ce o să mai faceți până la București? Nu știu, cred că 4 ore. În aceste 4 ore, unde ați stat? Am stat în sala de așteptare. Care? Am stat în sala de așteptare. Vi s-a oferit mâncare, băutură, ceva? Nu! S-a oferit la ceilalți care au venit și au plecat. A căzut un pom pe înaltă, pe calea ferată. Și să stați 3 ore pentru... A spus, prima dată a spus că stăm o oră și pe aia a venit la o jumătate de oră, a spus mai puțin de 3 ore nu putem să stăm aici. Deja ce oră trebuia să ajungeți? La 9 și 10 în Caracal și e ceasul 11 și ceva și deja noi suntem în Filiaș, mai avem Craiova, Caracal. Parlamentul European este în doliu după ce președintele David Sassoli s-a stins din viață în această dimineață în Italia. Anunțul a fost făcut de purtătorul său de cuvânt. Sassoli era spitalizat din 26 decembrie din cauza unor complicații grave cauzate de o disfuncție a sistemului imunitar. Pentru o vreme, atribuțiile sale ar putea fi preluate de prim-vicepreședintele Roberta Metsola. Președintele Parlamentului European, David Sassoli, s-a stins din viață la spitalul din orașul italian Aviano la ora României 2:15. Anunțul a fost făcut de către purtătorul său de cuvânt pe Twitter. Președintele Parlamentului European se afla internat încă din data de 26 decembrie. Potrivit informațiilor oficiale, spitalizarea a fost necesară din cauza unei complicații serioase provocate de o disfuncție a sistemului imunitar. Și în luna septembrie anului trecut, Sassoli a fost internat într-un spital din Strasbourg, unde a fost tratat pentru o pneumonie severă. Din acest motiv, socialdemocratul italian nu a putut să-și îndeplinească sarcinile oficiale timp de peste 2 luni de zile și nu a putut să prezideze Parlamentul European nici în timpul discursului privind starea Uniunii. Unul dintre principalele evenimente anuale din blocul comunitar. Înainte de a intra în politică, David Sassoli a avut o lungă carieră în jurnalism. El a fost numit președintele Parlamentului European 2019. Cel mai probabil, atribuțiile sale vor fi preluate de prim-vicepreședintele Parlamentului European malteza Roberta Metsola de la PPE. Final de jurnal, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la ora 15 la știri. Până atunci, News Plus cu Laura Chiriac. La revedere!